Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. De data aceasta avem un turnament sau mai degrabă un challenge, pentru că turnamentul cu adevărat începe în 3 zile și 13 ore, un triple draft turnament și o să fie destul de fain, o să vedem cât de mult putem avansa, dar la Better Together 2v2 draft challenge. Acum o să intrăm în acest challenge și o să vedem cum o să fie, dar din moment ce este 2v2 o să fie destul de greu cu random. Sunt niște reward-uri destul de bune, adică Elite Barbarian, Archers, clonă dacă ajungem, dar o să fie destul de greu, deci o să dau un quick match, o să vedem ce o să ne bage, dar din moment ce este draft și este și 2v2, o să fie destul de distractiv. Acum, dacă aveți un prieten și puteți juca aceste 9 challenge-uri, e super ușor, pentru că majoritatea aici doar se joacă cu random, pentru că așa e mare parte pe aceste challenge-uri de 2v2. Dar voi, dacă aveți un prieten și știți că e bun și sunteți prieteni foarte buni și vă jucați, e excelent. Aici, desigur, pentru defense, Ice Wizard-ul, dar eu o să iau Elector pentru că nu o să dăm pe defense. Lava Hound, desigur, pentru push masiv, după Elixir Collector pentru că mai mult Elixir și Poison pentru că mult mai bun Poison-ul decât Snowball-ul, mai ales aici cu 2v2, din moment ce și oponentul se poate ocupa de defens. Dar poate și el gândește la fel și nu o să mai fie așa. Pe el îl cheamă Rafael Junior, adică posibil să fie din România. Rafael, nu? Contra Grecia și Punk King. Ok. Vedem cât de bine o să se joace. Acum o să dau direct un Wall Breakers să văd cu cine se potrivește. Dacă doar unul pune, aparent... este o chestie, dacă doar unul pune ceva, înseamnă că vorbesc. Dacă ambii pun ceva, înseamnă că nu vorbesc. E o chestie de genul. Și vedem acum ce se face. O să las pe el să dea defense, cât timp eu o să pregătesc un Lava Hound în spate. Dacă el vine cu orice... Nice, îmi place cum gândește omul ăsta. Acum o să câștigăm, pentru că nu mai are nimic ce să facă. O să pun un Lumberjack, o să pun Poison dacă este nevoie. Și deja câștigăm. Oh, a pus pe partea stângă un Golem Elixir. Dă-l încoa. Prea frumos. Dă-l încoa, am zis. Uitați-vă pe partea dreaptă cât damage o să fie. Dar cum o punea acel graveyard mai devreme? Leșer era. Uitați cât Elixir. Aparent el ia tot Elixirul. Acum o să dau și un Electro Wizard sau nu. Sau să dau, da, deja nu mai contează. După cum vezi, un Lumberjack ce se duce în partea dreaptă, el are o grămadă de Elixir, adică trebuia să aibă de la cel minunat Elixir Collector, că el a luat tot damage-ul. Tot damage-ul, frate. Uitați cât de ușor a putut să fie. Aici prințesa desigur că o să moară, pentru că nu mai aveam niciun de noi Elixir și cine știa că o să pună acolo niște goblini să distrugă doar prințesul. Scuzați-mă. Acum o să stau în spate și o să pun un Elixir Collector. Și imediat când o să fie double Elixir o să fie destul de ușor. Nu înțeleg ce vreau omul să facă dacă se duce singur, adică ei cred că au renunțat. Nu. Mai ales că iau acum 20 de Elixir. Acum omul s-a dus prea mult și probabil că o să luăm ceva damage, dar cu siguranță n-avem cum să pierdem, mai ales în situații de genul. Ah, ok, perfect. A pus acelminat Elixir Golem. Asta ce mai postez pe Elixir Golem, mai ales când vine double Elixir. Eu o să postez desigur pentru un Lava și o să pun un Milchok. Perfect, dacă ar pune și el Graveyard și s-ar căbi. Vezi, așa da, dacă acum era cu echiperul meu și nu era un random, mă ziceam, frate, pune Graveyard-ul că pun Lava Lancer. Dar și el a pus destul de rapid, deci e bine. Aici am pus un Poison, o să distrugă tot, o să-l mergem foarte mult. Nu mai are nicio șansă omul acesta, din păcate. Mai ales că o să moară Lumberjack-ul și o să dea rage-ul acela minunat. Mai pun un Lumberjack pe partea stângă, racheta lui, totul e destul de ușor. Good game. Deja unul din nouă, dar a fost destul de greu, sau? Mai trebuie, perfect. Thanks. Am pus Lumberjack pe partea stângă pentru că deja pe partea dreaptă erau foarte multe. Era execuționerul, era acel minunat Hunter și mai bine pun pe partea stângă pentru că ei te deau pe defense pe partea dreaptă. Acum am luat cei 100 de Elite Barbarian. Da, sunt foarte bun, quick match din nou. Ne găsește destul de acum de rapid. Turneul ăsta a început de dimineață, pare deja 10 ore, majoritatea persoanelor cred că l-au terminat sau nu cred că ar mărâne aici. Niciodată să nu iei cartea aceasta. Niciodată să nu iei Golem Elixirul, mai ales în 2v2 sau în situații de genul. Și Electro Dragonul, dă-l în coa, cum îl folosim pe Clash of Clans, o să-l folosim și pe Clash Royale. Și pe Clash of Clans folosim chiar bine, da. Godlock, ok bro, thanks. I give you this, ok. Ah, ok, omul ăsta e foarte bun. Cred că vor să piardă sau ceva.
Nu înțeleg de ce ar face una cu asta. A, părintele Electrodragonul e ca pe Clash Royale. Adică pe Clash of Clans, extrem de slab, extrem de bun. Dar nu înțeleg cum au reușit să dea atât de mult damage. Așteptam atunci, asta e. Au dat atât de mult damage. Ok, au avut mare noroc că am dat Valkyria în spate și ei fix atunci au intrat. Vezi, de-aia niciodată nu-i bine să faci așa ceva. Sper că o să meargă, da? Vrea asta? Haide. Sper că vrea. Unde-i balonul? Uite, noi... Deci cu omul ăsta n-am ce să fac. Și de ce are numele roșu? Ah, good game. Nu, aici vreau să pierd, nu mai pun nimica. Eu las să pierd, eu fac și asta. Din momentul de ce nu, când eu pun un push, el mă susține. Chiar dacă este ceva greșit, nu o să mai joc cu el așa persoană. Pai că e cu pierderi, nu? Dacă este cu pierderi, atunci am pierdut una dintre ei, dar nu-i problemă. De-aia trebuie să ai pe cea cu tine. Omul ăsta nu te susține deloc. Mai bine dădeam ad celui din urmă și asta era. Poate să câștige asta în sfârșit sau nu? Eu i-am activat King Tower, adică să spun că unul dintre ele își dă seama asta. Nu? Sper să câștigi odată. Gen, fac chestia asta doar din cauza că probabil că e cea rău, că am renunțat, că de ce faci asta, de ce faci asta, dar pur și simplu de ce să mai continui. Când omul uite, omul nu pune nimic ca cu mine, adică nu înțeleg ce stă. Are lag poate, dacă are lag atunci îl înțeleg, chestii de genul, dar dacă noi luăm acum turnul ăsta, deja e grav cu echipa adversară. Am înțeles. Chiar că e grav. Hai să nu renunțăm încă. Doar că pe echipa adversară n-a putut să ne dea 3 stele deja. Adică 3, nu 3 stele, 3 de asta. Eu am de asta și pot să îl pun imediat. Da? Are și el balon, foarte bine. Mă bucur pentru el care are balon și folosește balonul acesta minunat, în acest joc minunat. Acum mai continuă doar din cauza că de ce nu? Ce pot să fac încă 20 de secunde să stau așa? Gen cu scutor de genul chiar nu merit, adică ei au goblin cum se numește, mă, Elixir Golem, nu Goblin, Elixir Golem. Ei n-au putut să dea 3 stele timp de un minut în care aveau doar oponentul mai mare lupta. Îți dai seama? Așa se întâmplă mereu. Și de ce are numele roșu? De ce? A, pentru că e fată, e super girl. A, cu siguranță de-aia pierdem că e fată. Nu, acum glumesc, dar care erau șansele? Și de ce are numele roșu? A, că are o chestie înainte, ok. Ok, și câte trofee are? A, ajuns, are 5700 de trofee și joacă așa. Vedeți? 5700 de trofee. Voi care aveți 4600 sunteți mai buni decât ea. Sau el, depinde, cine ar pune super girl și ar juca așa. Hai să vedem până unde putem ajunge în acest episod. Probabil că ajunge mult, probabil că ajunge puțin, dar măcar vedem. Aici se poate întâmpla ceva sau doar search and fork players? Bine, după cum vedeți, nimeni nu prea joacă la 2v2 pentru că este foarte prost, pentru că n-ai cu cine să joci, știi? Dar nu e atât de greu să dai mesajul unui prieten să hai să jucăm aici, știi? Dar ideea este de bază că orice ai face, ăsta e foarte prost. Mai ales draft. Și chiar dacă nu era draft, era niște tecuri foarte overpowered cu la 2v2 și chestii de genul. Aici are Electro, Dariset, am ales din greșeală, dar oricum pe aia vreau să aleg. Mortarul, nu știu de ce l-am ales, aleg doar cărți random. Noi ne jucăm acum cu Cisus, necară. E Cisus, frate, cum adică să nu necară? E imposibil să nu necară. Transformă apa, uite, transformă râul în vin și bem și devenim mai puternici și chestii. Hai să vedem ce este acum. Goblin deal-ul, nu știu ce cineva a dat Goblin deal-ul. A, pot să mă duc om, adică de ce nu? Și atâta, nu mai pune nimic, bine, nici nu mai are ce să pună. A, s-a dus, sau nu? Omul chiar a jucat-o bine aici, wow. Și noi deja am dat un turn aproape. Și omul chiar a protejat extrem de bine. Nu știu dacă a avut foarte mare noroc sau dacă chiar joacă bine, dar cred că joacă doar bine. Vedem acum ce se va întâmpla. Acum o să distrugă tot. Bine, acum trebuia să distrugă și arcerii din spate, dar aparent n-a vrut asta de la Dumnezeu. Și i-a distrus, perfect.
Omul chiar a pus bine și Inferno și tot. Noi deja le-am luat un tur. Dacă ajungem în 2 elixir, el pune gigantul mijloc, eu pun graveyard-ul, după el pune battle game-ul, eu pun witch-ul sau chiar să pot să pun acest scop din drill, ar fi perfect. Vezi, dacă aveam de cu ăsta cu un nu care puteam vorbi, așa ziceam. Și era super ușor. Acum cu siguranță nu o să mai ne iasă și acum e o greșeală că făcurăm asta, dar încercarea moarte n-are, frate. Aoleu, s-a pierdut. Sper că are el ceva, are niște goblin, dar atâta. Pentru ghostul ăla s-a dus, ghostul ăla o să distrugă tot. Și de asta iau electro, că poate face lucruri. Nu, 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 dacă se duce acolo, pierdem. Nu, de ce? Wow, când credeam că joacă bine, dar nu, doar pune trupe random. Ei au double. Și noi ce avem, nimica? Pe... Wow. Da, aici, ok. A fost ok. Perfect, doamne, credeam că acum prințul nu se duce. O să pun și un mortar, să vedem ce se va întâmpla, să sperăm că o să poată să pună și el ceva, să se treaptă pentru Inferno, sau așa. O să pun witch-ul în spate de tot, ca după să fac un push mare singur, pentru că el nu prea ascultă. Acum putem câștiga și cu un turn, dar nu cred că vrea omul. Așa, a pus bine momentan, ok. O să-l pun aici în spate. Îmi trebuie 9. 1, 9. Bine, trebuia 10 ca să mai am și acest Ice Golem, nu strica. Dar nu cred că poate să ne dea atâta. Doar dacă, ce, n-are ce să ne facă. Acel? Stai, ce? Distruge one shot zap-ul la goblin? Good game. Acum ei putea să protejezi să le check, dar omul ăsta cât de nogocos a fost, trebuie să ne uităm la câte trofee are. Trebuie, n-avem cum să nu putem să ne uităm la câte trofee are, mai ales după ce a făcut și cum a jucat. Trofeele lui sunt sub 4000, deci garantez sub 4000, n-ai cu mai mult de 4000. 5600, ok, inima. Cum jucători de genul sunt 5400-2200 de bani, adică dă-ți tu bani, aici e 2200-2200, toate 2200, dar clona aia ne mai dă niște bani pentru că am clona maxată de oretic, pentru că am 200 din 200, dar n-am goldul necesar, pentru că eu aștept să fac cea cu goldul ăla. Și ne mai dă încă unul, ne mai dă încă unul. Perfect, asta e tot ce ne-am dorit vreodată. O să iau acest minunat Royal Giant, o să iau din nou graveyard-ul. Graveyard-ul la 2v2 e foarte bun și Skarmy la 2v2 e foarte bun. Pentru că pui un Skarmy, își face treaba până dau ei zap, până se gândesc, dau eu zap, dai tu log, până dau ambii același lucru. Manel, asta e de pe Instagram, numele lui pe Instagram. Dacă îl căutați pe Instagram acum, spuneți-mi dacă îl găsiți. Dacă îl căutați, Manel27. Că teoretic aronul ăla e de la Instagram. Teoretic acum, cine știe. Nu o să dea Ice Spirit la nimica. Pum! Omul care a jucat. Ok. Așa, perfect. Și acum eu ce fac? Ah, ăla a fost o păcărie. Acel cutremur, dar nu contează. Nu, a luat Ice Golem-ul sau cine ai l-a dat? Adică nu Golem-ul, Ice Golem-ul. Da, am vorbit și eu dacă e. S-a pierdut! Sau nu? Sau da? Da, acum o să aibă 4. Wow, cât văd, 4 elixir extra. 4 elixir extra. Trebuie să-l pună mai deasupra, dar văd că tot a mers. Uitați cât de bun e Electro Spiritul. Cât în câți au dat, a dat în fiecare. Doar pentru că goblinii s-au atins mai puțin de minerul ăla, wow. Dacă pun aici healer-ul e GG. Le eșec. Dacă punea și el ăla, dar mai bine că protejează. Dar putea să pună Battle Machine în sus. Și acum aia murea din prima. Dar e bine și așa. Acum el trebuie să protejeze. Să pun Skeletor Army aici, pentru că el nu poate opri damage-ul ăla. Cum să nu? Și acum ei trebuie să ocupe de Battle Machine și mai pune ceva. Omul se duce singur. De ce? De ce te duci singur, omule?
Și uite cât de bun e Magic Archer, o să dea în tot, literalmente în tot. Și în acel minunat, de ce faci asta, omule? Se deduca totul de minune. A dat în acel muschetir. Oricum aici o să dăm leșer. Ups. A, apare nu dă one shot. Foarte bine de știut. Real champion în spate, poate mai dau cycle la încă unul, ha ha ha. Perfect, e doar să protejăm. Barbarii. Eu am rocket-ul și trebuie să mai păsăm puțin. Să sperăm că se duce cum trebuie. Am rocket-ul și trebuie să-l dau reapărat. Haide, haide, haide. Trebuie să dau cycle la altul. Dacă dau cycle la alt rocket, e pleasure win. Nu înțeleg de ce omul face asta când știe că pot să dau cycle la rocket. Și nu cred că mai e timp, adică... Nu. Pierdurăm. Wow, good game. Aici pierdurăm doar din cauza lui. În loc să dea pe defense, pentru că știe că eu am rocket și pot să dau cycle, el a dat un cutremur degeaba, în care putea să-l dea pe defense. Deci, vedeți, din cauza asta se mai întâmplă și de asta nu-mi plac mie 2v2-urile. Sper că a plăcut episodul și ne vedem data viitoare la următorul episod din Clash of Clans. Să sperăm că la un challenge mai bun.